Bine v-am găsit! Ne aflăm la jumătatea lunii ianuarie deja. V-ați setat vreun obiectiv, vreo rezoluție la începutul acestui an? Dacă da, cum stați cu ele? Nu e ușor să ne automotivăm constant, mai ales când ne propunem să îndeplinim obiective mari. V-ați întrebat vreodată de ce facem asta totuși? De ce punem o presiune mare pe noi înșine la începutul fiecărui an? Psihologul Bianca Cadar se află astăzi alături de noi să discutăm despre rezoluții, obiceiuri și cum să nu ne pierdem pe drum. Bună, Bianca! Bine ai venit! Bună! Mulțumesc! Bine te-am găsit! Spune-mi, te rog frumos, de ce facem lucrul ăsta constant? La începutul fiecărui an decidem să ne setăm niște obiective, așa cum sunt ultra cunoscute rezoluții de început de an. Cred că, în primul rând, pentru claritate, pentru a ști ce priorități avem în anul în care urmează să vină, în ce direcții să ne orientăm acțiunile, comportamentele, dar și pentru că e un lucru destul de vehiculat și promovat, chiar și conceptul acela de New Year, New Me, exact, da. În care dorim sau suntem oarecum mai motivați să facem schimbări în viața noastră, pe care poate nu am reușit să le facem în anul anterior. Dar cred că cel mai mult ne oferă partea asta de claritate către ceea ce urmează să facem pentru a nu ne pierde oarecum pe drum. Bine, dar așa am putea să ne setăm obiective pe care să le îndeplinim, nu știu, de la lună la lună sau o dată la 3 luni, spre exemplu. Nu avem nevoie, nu, de un an întreg? Cu siguranță, nu. E chiar foarte indicat să nu stabilim doar scopuri, obiective, rezoluții pe termen lung, ci oarecum să încercăm să le împărțim și pe termene mai scurte. Putem începe în orice săptămână, în orice zi a săptămânii, în orice lună, un obiectiv anume, dar motivația cred că e mult mai crescută la început. Fie la început de an, fie la început de săptămână, fie la început de lună. Pe principiu, de luni fac asta sau de luna viitoare merg și fac lucrul acesta. Cred că oarecum le conferă oamenilor un autocontrol mai mare asupra situației și ideea de un nou început, pentru că practic urmează să realizeze ceva nou. Care este pericolul atunci când ne setăm obiective pe termen lung sau prea lung, să spunem așa? Să se piardă din acțiune, practic, și clar și din motivație. Motivația e foarte utilă la început de drum. Clar avem nevoie să fim atrași de ceea ce vrem să facem, de obiectivele pe care dorim să le urmărim, însă este nevoie și de disciplină pentru a putea menține acele obiective. Practic, fără disciplină, fără perseverență în ceea ce dorim să realizăm, lucrurile se pot pierde destul de ușor pe parcurs. Și mai este aici un aspect foarte important legat de cât de specifice sunt obiectivele. Dacă setăm un obiectiv general, s-ar putea, din nou, să nu fie foarte concret pentru noi ceea ce avem de făcut propriu-zis ca și acțiune și atunci, din nou, să pierdem. Atunci hai să intrăm un pic mai în detaliu pe aspectul acesta. Ce înseamnă un obiectiv prea general și care ar fi un obiectiv specific, dacă poți să ne dai un exemplu, care, sau pentru care vom fi motivați să lucrăm? Ok. Uite, de exemplu, un obiectiv care e destul de vehiculat în rândul oamenilor, ideea de sport. Da, să mergem la sală. Exact. Ok, să merg la sală e un obiectiv destul de general. Ok, îmi propun să merg la sală, dar nu-mi stabilesc un timp, cât timp merg la sală, de câte ori pe săptămână merg la sală, ce fac la sală. Ori un obiectiv mai specific ar fi să încerc să sparg acest obiectiv mare în obiective mai mici, la modul de îmi propun să merg de 3 ori pe săptămână la sală, de 2 ori în parc la alergat, ce îmi propun să fac la sală? Păi astăzi vreau să fac parte de cardio în care să-mi exersez mai mult rezistența, poate în ceea ce privește alergatul, de exemplu, sau astăzi vreau să fac un antrenament cu greutăți. Ideea e că cu cât e mai specific, cu atât e mai clar acțiunea pe care o am de făcut și cu atât mai mult pot să urmăresc și progresul pe care îl fac. Și dacă reușesc să fac acel obiectiv, poate la finalul unei zile sau la finalul unei săptămâni, în funcție de cum îmi planific. Practic, cu cât îl observăm mai în detaliu, cu atât ne va ajuta mai mult să ne menținem motivația. Corect. Pentru că voiam să te întreb, sunt multe persoane care ajung la final de an, să zicem, și își dau seama că n-au reușit să-și îndeplinească obiectivele. Practic, de ce se pierde lumea pe drum atât de ușor?
excluzând evenimentele specifice sau poate mai speciale, precum, nu știu, situații neplăcute de viață sau lucruri traumatice prin care trec oamenii pe plan psihologic, cred că are legătură cu partea în care nu reușesc să își însușească disciplinaritatea. După cum spuneam mai devreme, motivația la început este intensă, după care ea treptat scade. Ajunge oarecum la un optimum în care reușim practic să realizăm ceea ce avem de făcut, dar nu cu același nivel de motivație ca la început, asta și în funcție de cât de mult ne place activitatea, evident, dar mai apoi ea scade. Ori noi, pentru a putea menține la acel nivel de optim în care să putem în continuare să realizăm obiectivul sau să luptăm pentru el, e nevoie să ne disciplinăm, să fim perseverenți, să nu lăsăm ca alte lucruri să intervină în atingerea obiectivului nostru. Ori pentru asta e nevoie de foarte mult efort și de multă implicare din partea noastră și, bineînțeles, dacă avem și în jurul nostru persoane care ne pot oferi suport emoțional, susținere, sprijin în ceea ce dorim să facem, e ideal. Clar. Uite, tot pe partea asta afectivă, rezoluțiile acestea pe care noi ni le setăm creează așteptări, dar nu sunt așteptări care vin din mediul extern, sunt așteptările noastre interioare vis-a-vis de noi înșine. Și atunci mă gândesc că ajungem să fim dezamăgiți, poate, dacă nu reușim să ne îndeplinim un obiectiv. De ce totuși continuăm să o facem dacă am văzut că s-a întâmplat poate o dată, de două ori, de trei ori? Pentru că ne dorim, cred, în continuare acel lucru. Ideea este că dacă obiectivele noastre sunt realiste și realizabile, categoric și așteptările noastre vor merge mai degrabă în acea direcție de realiste. În momentul în care noi dăm greș, ideal ar fi să putem să îmbrățișăm lucrul acesta și să luăm ca parte din viața noastră, pentru că până la urmă greșelile și eșecul fac parte din ceea ce noi suntem astăzi, fără ele cu siguranță nu am fi ajuns aici unde suntem. Acest lucru însă depinde foarte mult de relația pe care o avem cu noi înșine. Ce ar însemna o relație sănătoasă cu noi înșine, astfel încât să putem să îmbrățișăm eșecul, așa cum ai spus? Acceptare necondiționată a propriei persoane, încredere că vom reuși, chiar dacă poate de data asta nu au ieșit lucrurile cum ne-am dorit noi, a fi oarecum conștienți de faptul că nu putem să fim în control la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și îmi vine aici un exemplu în minte legat de carnetul de conducere și luarea lui, care oarecum în ultima perioadă am auzit din multe părți că e o problemă pentru cei tineri. Ideea este să nu ne dăm bătuți, adică ok, am căzut examenul, okay, nu l-am luat astăzi, asta înseamnă că nu voi mai lupta în continuare, pentru că eu îmi doresc în continuare să am carnet de conducere. Corect. Deci categoric, ceea ce am de făcut mai departe este să văd unde am greșit, să văd ce pot să fac diferit data viitoare, să nu mă dau bătut, să mă implic în continuare, să am răbdare cu mine. Cred că asta e partea cea mai dificilă, de a avea răbdare cu noi, pentru că noi de obicei suntem mai critici cu noi înșine decât cu ceilalți. Dar cam în asta ar consta, din punctul meu de vedere. Care sunt sugestiile tale pentru o anumită persoană care setează diferite obiective? Cum ar trebui să procedeze persoana în cauză ca să nu se piardă pe drum? Și aici vorbesc de rezoluțiile acestea pe termen mai lung pe care ni le propunem la începutul anului. Ok. Cred că cea mai utilă metodă e să folosim tehnica obiectivelor SMART. Nu știu dacă e cunoscută sau nu, dar o să explic pe scurt. Chiar te rog. E un acronim, practic fiecare literă înseamnă un anumit lucru. S-ul vine de la specific, a ne seta obiective cât mai specifice, după cum spuneam mai devreme, să fie foarte clar acțiunea pe care noi avem de făcut. Mul vine de la măsurabil, să putem oarecum să măsurăm în timp acel obiectiv, să știm cam cât ne va lua, să știm dacă poate fi cuantificat, propriu-zis, okay. Să fie realist, okay. Să fie oarecum cât mai realizabil pentru noi, să fim siguri că putem să-l realizăm, asta în funcție de resursele pe care le avem și de abilitățile noastre, iar T-ul este legat de timp, să putem să setăm un timp în care să îl îndeplinim. Cred că aici ar fi important de menționat și faptul că
Trebuie noi să fim conștienți că avem nevoie să depunem efort pentru asta, că lucrurile nu vor veni de la sine sau vor pica din cer, cum se spune. Cu siguranță. Este nevoie de foarte multă implicare și de efort pentru a atinge obiectivele pe care le dorim, pentru unele mai puțin, pentru altele mai mult. Iar asta de cele mai multe ori înseamnă introducerea unei noi rutine în viața noastră. Da, cred că asta e lucrul cel mai esențial, de fapt. Cât de mult timp are o persoană nevoie, în medie, ca să-și creeze o rutină nouă, să adere la un obicei nou? Este o carte foarte celebră în direcția asta, se numește Atomic Habits, în care scriitorul american James Clear susține că e nevoie de 21 de zile, că primele 21 de zile sunt esențiale în dobândirea unui obicei nou sau în dezvățarea de unul vechi. Acele 21 de zile practic se impune, mă rog, persoana își impune să se focuseze în totalitate pe obiectivul respectiv și să-l introducă treptat în viața de zi cu zi. Cum funcționează aceste 21 de zile? Pentru că mă gândesc că, așa cum ai menționat la început, dacă motivația este undeva sus, la începutul acestei perioade, ea scade și fluctuează și atunci cam cum se dezvoltă toată această rutină în cele 21 de zile? Cred că diferă oarecum la fiecare persoană în funcție de cât de motivați sunt de obiectivul respectiv. Dacă e să ne raportăm, de exemplu, la obiectivul cu sportul, da, la a face sală, ideea e să-mi setez cât de realist posibil obiectivul. Nu este recomandat să merg 21 de zile în continuu la sală fără să fac nicio pauză, deci clar trebuie să fiu conștient și de lucrul acesta. Dar pot să-mi propun, de exemplu, având în vedere că 21 de zile sunt 3 săptămâni, îmi fac un program pe cele 3 săptămâni în care îmi propun să merg de 4 ori pe zi la sală, pe săptămână la sală. În 2 zile îmi introduc partea de odihnă în care mă relaxez, pentru că mușchiul are nevoie de relaxare în sine, iar într-o zi, poate ultima din săptămână sau oricare o aleg eu în funcție de program, îmi propun ceva relaționat atât cu relaxarea și odihna, cât și cu sportul, cum ar fi o plimbare sau o drumeție, din nou în funcție de plăcerile pe care le am eu. În felul acesta, la final de săptămână, eu pot să remarc progresul pe care l-am făcut, pot să văd dacă mă îndrept în direcția bună, pot să observ unde am clacat sau eram aproape să clachez, pentru că se poate întâmpla și asta, poate nu-mi place. Da, da, adică da. Poate îmi dau seama parcurs că nu-mi place, dar totuși vreau să încerc. Să merg mai departe. Exact. Atunci când suntem așa la răscruce de drumuri, să zic, vis-a-vis de crearea unei noi rutine, cum spui tu, nu ne dăm seama dacă ne place exact, dar încă n-au trecut cele 21 de zile. Ce facem atunci? Mergem mai departe, tragem un pic de noi sau lăsăm lucrurile deoparte pentru că mintea noastră sau sufletul nostru zice, poate nu-i de mine. Cred că aici, din nou, depinde foarte mult de cât de bine ne cunoaștem pe noi, cât de bine ne cunoaștem abilitățile, aptitudinile. Dacă, de exemplu, poate sunt o persoană care niciodată nu a făcut sport, probabil a fost fie din cauza că nu mi-a plăcut niciodată vreun tip de sport sau pentru că pur și simplu nu am găsit farmecul. Depinde și ce mi-ar cauza emoțional dacă m-aș împinge să fac acel lucru în continuare. Eu aș mixa mai bine, dacă stau să mă gândesc la propria persoană, pe a testa mai multe lucruri înainte să aleg unul. De exemplu, dacă am obiectivul, vreau la anul să fac sport, care e foarte general. Da. Ok, vreau să-l fac mult mai specific, așadar, ok, hai să-mi aleg 3 tipuri de sporturi pe care să le încerc. O săptămână, unul, o săptămână, altul, să văd cu care relaționez mai bine, care mă face să mă simt bine. Și atunci, apoi, să-l iau pe acela ca obiectiv specific și să-l sparg în acțiuni. Și să înțeleg că după aceste 21 de zile lucrurile devin mai ușoare? Surprinzător, dar da. Devin mai ușoare la nivel mental, nu neapărat la nivel fizic, dacă vorbim despre sport, evident. Da, la nivel mental, da, pentru că eu, practic, mi-am crescut autoeficacitatea, știu că sunt capabil să fac acest lucru, știu că pot să fac acest lucru, am abilitățile categoric, necesare. Cunoștințele le am la fel și atunci ce mă poate opri? Practic este o demonstrație pentru noi înșine că iată am reușit și atunci de ce să nu merg mai departe? Corect, ne crește stima de sine, încrederea în sine în momentele astea. Ai menționat chiar când am început discuția despre aceste obiceiuri și rutine că la fel de mult timp durează și să ne dezvățăm de un anumit obicei. Pentru că știm că multe dintre rezoluțiile la început de an pot fi, de exemplu, mă voi lăsa de fumat anul acesta.
Dar pare mai dificil decât să introduci o rutină, să scoți una. Cred personal că este mai dificil dacă mă raportez la același scriitor de care spuneam mai devreme. El susține același lucru, că e nevoie tot de un număr de zile la fel. Probabil că implicarea și efortul sunt mult mai mari și organismul resimte altfel lipsa unui lucru decât introducerea unui lucru nou, cu siguranță. Și aici de obicei vorbim despre comportamente negative, adică de obicei ne dorim să scăpăm de lucrurile care simțim că ne fac rău. Da. Dar depinde foarte mult din nou de fiecare persoană, de motivația pe care o are la început, pentru că mai sunt, de exemplu, legat de fumat. Dacă tu ziceai, persoane care zic, eu pot să mă las oricând, dar nu vreau să mă las. Oarecum e ca o minciună pentru propria persoană, adică ne mințim pe noi înșine. Exact, și nu e nici o tragere către acțiune, dar în mod normal, da. Același număr de zile e crucial pentru a ști dacă mergem sau nu mergem mai departe cu lucrul ăsta. Depinde și ce ne determină. În cazul acesta, mă gândesc că pe lângă dezamăgirea, dacă cumva nu se ne împlinește obiectivul, apare și rușinea față de noi și față de ceilalți. Și să luăm tot exemplul acesta cu fumatul, pentru că este nociv și multă lume vrea să renunțe, dar iată că nu poate. Repet, contează foarte mult motivul pentru care facem asta, pentru care vrem să renunțăm la un comportament, dacă e pur și simplu, nu știu, poate vreau să economisesc mai mulți bani sau mi-a afectată sănătatea și trebuie să renunț, acolo poate fi un pic mai dificil. La partea cu sănătatea, pentru că mulți oameni cred că oarecum li se impune lucrul acesta și există rezistențe pe partea asta. Ok, da. Dar consider că rușinea față de noi înșine, nu știu dacă ar apărea în situația asta, depinde din nou de fiecare persoană, poate față de ceilalți, dacă împărtășim cu multă lume obiectivul nostru. Deși e recomandat oarecum când vrem să ne introducem un obicei sau să scăpăm de unul vechi, să împărtășim cu persoanele apropiate din jurul nostru. Din ce cauză? În momentul în care tu spui cuiva o acțiune pe care vrei să o realizezi, îți crește automat mai tare motivația și angajamentul față de acțiunea pe care ai luat-o, pentru că nu știi doar tu că vrei să faci asta, știe și X. Chiar dacă X e o persoană foarte apropiată și e acolo pentru tine, te înțelege, te susține, dar funcționează în direcția asta. Joacă un rol important la nivelul minții. Da, da, categoric, da. Și tocmai de asta e și recomandat să facem lucrul ăsta, să nu păstrăm doar pentru noi, tocmai pentru a spori angajamentul în ceea ce urmează să facem. Ai menționat anterior un lucru care cred că e important. Este vorba despre a opune rezistență. Ok. De ce tindem să opunem rezistență dacă, nu știu, o persoană sau un factor extern ne demonstrează că, uite, ar trebui să introducem rutina asta sau să o schimbăm, să o îmbunătățim, să renunțăm la un anumit lucru? Pentru că ne schimbă viața. Noi suntem obișnuiți să funcționăm într-un anumit fel și vine intrusul ăsta din exterior, fie că e ceva bun, pozitiv pentru mine, fie că vreau să scap de ceva negativ care funcționează acum în viața mea, e un intrus, e ceva nou, e ceva asupra căruia nu știu cum va reacționa organismul meu sau mintea mea și atunci trebuie prima dată să mă împrietenesc cu el, să încerc să-l cunosc puțin. Dar prima noastră tendință este de a opune rezistență. Da, la noutate, în general. Cred că oarecum este teama de necunoscut prezentă și atunci probabil cred că lucrurile acestea influențează cel mai tare. Chiar și atunci când știm că un anumit obicei ar putea să ne facă bine pe viitor? Da, pentru că nu suntem încă în control asupra acelui obicei. Cum recăpătăm frâiele controlului? E destul de dificil, mai ales dacă ești o persoană anxioasă, să permiți ca lucrurile noi să pătrundă așa ușor în viața ta. Depinde de motivația din spate, care e motivul pentru care dorești să-ți însușești un obicei nou. Vreau să te rog să ne explici diferența între țeluri realizabile și cele intangibile, pentru că poate că în mintea noastră noi nu reușim să le diferențiem. Și probabil că există totuși o linie destul de fină, așa cum există între țeluri generale și specifice. Da, oarecum aș spune aici că contează foarte mult modul în care ne cunoaștem pe noi înșine, cât de bine ne cunoaștem abilitățile, aptitudinile, credințele, la fel și setul de valori, de principii, dar și resursele de care dispunem. Cred că dacă ne cunoaștem suficient de bine și avem o relație bună cu propria persoană, reușim să diferențiem între obiectivele realizabile
și între cele intangibile. Poți să ne dai un exemplu, din punctul tău de vedere, ce ar însemna un țel intangibil și un țel realizabil, chiar dacă poate este ceva mai dificil? Da. Ok. Îmi place foarte mult să desenez. Exersez asta zilnic. Iau cursuri pentru a învăța tactici noi de a desena cât mai plăcut ochiului. Poate chiar și mă focusez sau acord în fiecare zi timp destul de mult pentru pasiunea aceasta mea, exact, și îmi setez ca și obiectiv să mă înscriu la facultatea de artă. Ok. Pe o specializare pe care mi-aleg în funcție de pasiunea pentru ce anume vreau eu să desenez. Ăsta ar fi un scop realizabil, având în vedere că eu am abilitățile, muncesc pentru asta, mă implic, am resursele, am și timp să fac lucrul acesta. Ori rămâne același scop, să intru la facultatea de artă, în vreme ce eu nu sunt talentat la desen, mi-ar plăcea parcă să fiu designer vestimentar, dar nu realizez niciun efort în direcția asta, așa parcă știu dacă mă uit pe internet să copiez o lucrare, dar cam atât. Uh-huh. Și atunci cred că l-ar fi un obiectiv destul de intangibil. În regulă. Vreau să te mai întreb, în cazul în care nu reușim să ne atingem obiectivele, pentru că se întâmplă și, așa cum am discutat, trebuie să îmbrățișăm eșecul, pentru că face parte din viața noastră. Cum putem face față dezamăgirii? E un subiect destul de dificil de atins. Ideea în care e categorică nu este nimic plăcut pentru noi, adică ne-am dorit ca întotdeauna lucrurile să iasă bine, să ne descurcăm cu tot ceea ce ne plănuim, deși de foarte multe ori se întâmplă să nu. Pentru că, din nou, repet, nu avem control asupra tuturor lucrurilor care se întâmplă în viața noastră. Cred că cel mai ușor ar fi prin a accepta ideea de eșec, ideea de greșeală, a integra oarecum în noi ideea că suntem oameni și că face parte din noi atât ca omenire cât și ca proprie persoană. Da. Cum am spus și mai devreme, a ne uita puțin înapoi la ceea ce am făcut, a aprecia progresele pe care le-am făcut, pentru că cu siguranță au existat un progres, a existat efort din partea noastră, doar că lucrurile nu au ieșit așa cum ne-am dorit. Avea foarte multă răbdare cu noi înșine, a nu ne da bătuți, a nu renunța la obiectivul nostru dacă este ceva ce ne dorim pe termen lung. Da, cred că e important și de menționat, cum ai spus tu înainte, că trebuie mereu să avem în vedere că am plecat dintr-un punct și e imposibil să nu fi ajuns într-un punct corect. B, care, sau unde se observă progresul, pentru că exact. Dacă chiar depui un pic de efort în fiecare zi, n-ai cum să nu ajungi acolo. Așa este. Chiar sunt imagini care se vehiculează pe internet foarte des, cel puțin ele surprind, cu ideea de punctul A și punctul B și că progresul, de fapt, nu e nimic linear, este, că da. E cu suișuri și coborâșuri și că eșecurile fac parte din viața noastră și din toată călătoria noastră, practic. Și pentru momentele în care ne pierdem motivația, sunt curioasă ce sugestii ai avea astfel încât să ne menținem pe o linie dreaptă. Ok. După cum spuneam la început, ideea de disciplină mi se pare mult, mult mai importantă decât motivația în sine. A reuși să ne convingem să fim perseverenți, consecvenți cu ceea ce ne propunem. Însă, din proprie experiență, ceea ce am reușit să învăț pe propria piele, că o schimbare de mediu poate ajuta. De exemplu, dacă fac sport de un an, merg la sală, într-o anumită sală de fitness. Pot să încerc să schimb mediul, să aleg o altă sală sau să-mi fac antrenamente în aer liber sau să mă orientez către alt sport, pentru că eu în continuare îmi doresc să mențin obiceiul acesta, dar vreau oarecum să colorez puțin lucrurile. Și atunci ceva nou aduce un plus. Da, atrage oarecum creierul nostru către o altă direcție. Să nu devină monoton, mă gândesc, nu? Exact. Din această cauză. Da, pentru că probabil sunt obiceiuri pe care dorim să le păstrăm o viață întreagă, cum ar fi să fac mișcare, să mă asigur că tot timpul fac mișcare pentru că e important pentru sănătatea mea. Da, corect. Și atunci pot să schimb lucrurile dacă simt nevoia să fac asta. Din punctul tău de vedere, există anumite rezoluții cu care fiecare persoană ar fi sănătos să pornească la drum sau să înceapă anul? Da, cred că da, deși oarecum diferăm funcție de plăcerile fiecăruia. Cu siguranță că sunt subiective, dar dacă ar fi să-mi punctez, unul ar fi cel legat de sănătate.
general, specific, oarecum, nu știu, mâncatul echilibrat, sportul, analizele anuale pentru a verifica dacă totul e în regulă cu noi, acordarea de timp pentru noi, odihnă, relaxare, mersul la psiholog dacă întâmpinăm anumite probleme emoționale. Să nu ne fie frică să... Corect. Să mergem pe această pantă, da, să le explorăm. Aș merge pe partea de sănătate, pentru că, practic, dacă reușim să avem grijă de noi pe calea asta, cu siguranță putem să facem multe alte lucruri în alte domenii din viața noastră. Da, și viața va fi echilibrată. Exact. În ultimul rând, aș vrea să te întreb dacă tu personal ți-ai setat vreun obiectiv. Poate că ne-ar ajuta pe noi să, nu știu, să vedem cum ar trebui să abordăm toate aceste lucruri, rezoluțiile. Da, la început de fiecare an îmi setez mai multe obiective, nu doar unul, pe care încerc să le sparg în obiective mai mici, cum spuneam mai devreme. Ok, o să aleg unul atunci. O viață echilibrată, că tot vorbeam și de sănătate, pe care, ăsta e obiectivul general, practic, pe care l-am spart în 4 obiective mai mici, precum sportul, odihna, relaxarea și alimentația. Pentru fiecare dintre aceste obiective mici mi-am setat diferite acțiuni. De exemplu, pentru sport, să merg minim de 3 ori pe săptămână la sală. Pentru odihnă, să-mi acord jumătate de oră în fiecare zi în care să mă odihnesc, în care să stau pur și simplu fără a face nimic altceva. Poate fi asociat și cu partea de meditație, în care mi-acord acel timp pentru mine. Pe partea de relaxare, mi-am făcut o listă cu activități care mă relaxează și mă fac să mă simt bine din punct de vedere fizic, dar și mental, și aleg în fiecare zi o activitate. De obicei ajunge să fie citit sau vizionare de film sau serial, dar sunt dăți în care, în funcție de zi, sunt și alte activități. Iar pe partea de alimentație, ca și acțiune specifică, să-mi pregătesc sau să-mi gătesc 2 mese pe zi. În regulă. Mă ajută foarte mult, pe lângă asta, un vision board. Eu sunt o persoană vizuală, oarecum, și mă ajută foarte mult să văd lucrurile astea, așadar mi-am creat un vision board care l-am pus pe perete. Îl văd în fiecare zi, în orice moment trec prin cameră. Mă ajută foarte tare să-mi reamintesc ce mi-am setat ca și obiectiv. Ar mai fi agenda mea personală, fără de care refuz să funcționez zilnic, în care îmi notez lucrurile la fel și pot la final de zi și de săptămână să observ ce anume am putut să efectuez, ce anume nu, pentru a ști pe ce mă focusez în continuare săptămâna viitoare. Și cam în principiu asta fac. Adică asta mă ajută pe mine să fac oarecum lucruri mărunte care produc diferențe mari în timp. Da. Oricum, metoda aceasta cu vizualizarea obiectivelor și nu numai, vizualizarea în general, cred că ajută sau poate ajuta pe oricine, pentru că ți-e mult mai ușor să le percepi decât dacă în mintea ta toate se adună acolo. Da, cu siguranță. Grămadă. Ajută foarte mult și pentru dezvățarea de obiceiuri. Nu știu, a ne lăsa mesaje în casă sau în locuri care sunt foarte accesibile pentru noi. Fie că vrem să renunțăm la un obicei, fie că vrem să aplicăm unul. Da. Că vrem și pentru alte lucruri, cum ar fi, nu știu, creșterea stimei de sine, a ne lăsa mesaje drăguțe pentru noi, ceea ce nu facem foarte des. Nu, și pare poate un pic ciudat la început, nu? Da, dar pe parcursul chiar e timpului... ciudat la început, dar pe parcurs ajungi să te apreciezi mult mai mult pe tine și să ai o relație mult mai bună cu tine, la care probabil nu te-ai gândit că poți obții în felul acesta. Da. Bianca, îți mulțumesc tare mult pentru toată discuția de astăzi. Mulțumesc și eu. Îți doresc mult succes cu obiectivele tale. Mulțumesc asemenea. Mulțumesc. Vă doresc și vouă succes cu obiectivele voastre, să le duceți la capăt bine. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei din jurul vostru. Rămâneți pensieni. La revedere!